Transformarea uleiului alimentar rezidual în săpun ecologic este proiectul cu care o echipă a Facultății de Științe și Mediu din cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați a câștigat locul întâi la concursul de idei de afaceri inițiat de Primăria Galați prin proiectul Blue Act. Noul săpun, denumit Danube Eco Soap, rivalizează prin calități cu mărcile celebre din domeniu, dar în același timp este mult mai prietenos cu mediul. Acest săpun realizat de noi în laborator este obținut dintr-un ulei reciclat pe care în prealabil l-am purificat. Produsul pe care l-am obținut l-am analizat astfel încât să aibă un pH optim, să nu fie nici foarte acid, nici foarte bazic. Și apoi, în momentul în care pătrunde în mediu, este mai ușor biodegradabil decât un produs care conține detergenți în mare parte. Calitățile noului săpun au fost îmbogățite prin potențarea proprietăților antibacteriene, dar și prin folosirea de uleiuri esențiale din citrice, obținute tot în laboratoarele universității. Fiind într-un laborator în cadrul Departamentului de Chimie, Fizică și Mediu, noi putem să facem aceste determinări, să obținem un produs optim, deci să avem grijă în primul rând de pielea noastră, totodată să obținem un produs cu anumite caracteristici exacte. Pentru început, noul săpun va fi obținut din reciclarea uleiului rezidual de la cantina studențească, dar sistemul ar putea fi extins și la alte centre de colectare din Galați. Din aproximativ un litru de ulei uzat, vă obținem cam 10 săpunuri solide de 100 de grame, iar din același litru de ulei putem obține 5 sau 6 litri de săpun lichid. Echipa își dorește să facă din Danube Eco Soap un brand local puternic, iar rețeta săpunului ecologic este în curs de brevetare. Vrem un săpun autentic, un săpun care vine de la Dunăre și protejează Dunărea. Prin proiectul Blue Act va fi asigurată și o perioadă de incubare a afacerii pentru a ajuta noul produs să ajungă cât mai repede în magazine.